Dumnezeu lucrează prin oameni. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduise, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 8:5. Într-o dimineață, când aveam timpul de părtășie cu Dumnezeu, l-am întrebat: cum poți să vezi toți copiii care suferă de durere, traficul de ființe umane, genocidul, nedreptatea, degradarea, sărăcia din lume și să nu faci ceva? Nu am spus-o ca pe un reproș sau pentru că îi puneam integritatea la îndoială și nici nu știu dacă mă așteptam să primesc un răspuns, ci l-am întrebat pur și simplu. Răspunsul lui a revenit imediat. Eu lucrez prin oameni, aștept ca poporul meu să se ridice și să facă ceva. Tu și cu mine facem parte dintr-o armată, trupul lui Hristos, și e nevoie ca fiecare dintre noi să ne facem partea pentru a schimba această lume. Dumnezeu dorește să lucreze prin noi și ne cheamă să ne îmbrăcăm cu dragoste și să mergem la lucru. În 2 Corinteni 8, Pavel vorbește despre modul în care bisericile din Macedonia au dăruit, spunând: și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, ca agenții ai Lui, prin voia lui Dumnezeu, fără să țină cont de interesele lor personale, au dat cât de mult au putut, s-au pus la dispoziția noastră și s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu. Asta mă uimește, pentru că nu și-au dat doar banii, s-au dat pe ei înșiși. Dumnezeu ne cheamă să trăim în același fel și o persoană care lucrează pentru Domnul are posibilitatea să facă o diferență mare. Deci, te vei da Domnului și vei fi agentul Său astăzi. Rugăciune. Doamne, te chem să lucrezi prin mine. Aleg să mă dezbrac de egoism și să mă îmbrac cu dragoste, ca să pot fi folosit de Tine pentru a schimba lumea.